Bună ziua, mă numesc Pellegrini Lillo și azi vom recapitula câteva aspecte legate de poligoanele regulate, de arii și de perimetre. Să ne apucăm de treabă. Înainte de a rezolva exercițiile propuse, să ne uităm la pictura lui Mondrian, care este un exemplu cum se poate obține o operă de artă din niște figuri geometrice. Și noi asta vom încerca să facem, să recunoaștem niște figuri geometrice. Pe această figură aveți o rețea de triunghiuri echilaterale. Toate triunghiurile care le observați sunt triunghiuri echilaterale. Numai câteva dintre vârfurile acestor triunghiuri au denumiri. O să vă rog, cu ajutorul acestor puncte pe care le vedeți că au denumiri, să dați un exemplu de triunghi isoscel care nu este echilateral, un triunghi obtuzunghic, un hexagon regulat, să găsiți două paralelograme, să găsiți un patrulater concav, să găsiți un trapez și să descoperiți un romboid. Romboidul este un patrulater format din două triunghiuri isoscele necongruente, dar au baza comună. Aici deja observați triunghiul isoscel. Acest triunghi este isoscel și este și un triunghi obtuzunghic. Dacă considerăm că latura triunghiului acesta este 2 cm, o să vă rog să încercați să calculați area triunghiului FHM. Dacă ne uităm, triunghiul FHM este format din două triunghiuri dreptunghice. Dar aceste două triunghiuri dreptunghice congruente, dacă le punem unul lângă altul, de fapt ar forma un triunghi echilateral din rețeaua noastră de triunghiuri. Deci, area triunghiului FHM este tot una cu area triunghiului echilateral, cu latura de 2 cm, deci este radical din 3 cm pătrați. Sunt convinsă că deja ați descoperit și hexagonul regulat. Într-adevăr, acesta este hexagonul regulat și, în continuare, luând că latura triunghiului acesta este 2 cm, să încercați să calculați area hexagonului regulat. După cum vedeți, area hexagonului este formată din 6 arii de triunghiuri echilaterale. Și dacă aplicăm formula, obținem 6 radical din 3. Următoarea sarcină era să găsiți două paralelograme pe aceste rețele de triunghiuri echilaterale. Le puteți vedea, aici sunt ambele. Și în continuare o problemă de calcul. Dacă considerăm că latura acestui triunghi echilateral este 2 cm, încercați să calculați perimetrele celor două paralelograme. La acest paralelogram este foarte simplu de calculat area, pentru că laturile paralelogramului sunt formate din laturile triunghiului echilateral, adică avem de 6 ori latura triunghiului echilateral, deci va fi 12 cm. La celălalt paralelogram, observăm, avem de 4 ori latura triunghiului echilateral, dar mai avem de 4 ori înălțimea unui triunghi echilateral. Dacă efectuăm calculele, ne dă 8 plus 4 radical din 3 cm.
Exemplu de un patrulater concav. Ținând cont în continuare de aceeași informație, că latura triunghiului GIF este 2 cm, să încercăm să calculăm area acestui patrulater. Patrulaterul este format din două triunghiuri congruente, le vedeți aici. Deci area patrulaterului este de două ori area triunghiului PIF și area triunghiului PIF îi formula clasică, baza ori înălțimea pe 2. Înălțimea triunghiului coincide și cu înălțimea triunghiului echilateral. Deci o să obținem 4 radical din 3 cm pătrați. A apărut și trapezul. După cum observați, trapezul este un trapez isoscel. În continuare, ținem cont de faptul că latura acestui triunghi este 2 cm, să calculăm area trapezului. După cum vă amintiți, area trapezului este baza mare plus baza mică pe 2, ori înălțimea, dar înălțimea trapezului coincide cu înălțimea triunghiului echilateral și dacă înlocuim în calcule, obținem 5 radical din 3 cm pătrați. A apărut și romboidul. Vă amintiți? Romboidul este figura geometrică formată din două triunghiuri isoscele, astea pe care vi le arăt, care au o bază comună. Baza comună este acest HO. În continuare, dacă latura triunghiului echilateral este 2 cm, să calculăm area acestui patrulater. Deci avem cele două triunghiuri isoscele, înseamnă că acest IM este mediatoare. Deci cele două diagonale sunt perpendiculare și atunci area romboidului este produsul celor două diagonale pe 2. Efectuând calculele, obținem 4 radical din 3 cm pătrați. Felicitări, vă mulțumesc că ați fost alături de mine și să ne vedem la o altă resursă. La revedere!